Greva opoziției nu este privită cu ochii buni de populație. 60% dintre români cred că refuzul de a participa la ședințele Parlamentului este un lucru rău pentru România. Cercetarea a fost realizată în perioada 16-17 februarie 2012. Pe un eșantion de 725 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3,6%. Interviurile au fost efectuate telefonic. CSOP a mai realizat o cercetare privind opiniile populației despre greva USL. În perioada 3-4 februarie, conform CSOP, 36% dintre români considerau că protestul opoziției este un lucru bun, în timp ce 50% dintre români spuneau că este un lucru rău, potrivit evenimentul zilei.ro.